Vă salut, prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi, din capitolul Enigme neelucidate ale omenirii, vorbim despre ființe umanoide și construcții antice neobișnuite. Insula Paștelui rămâne în continuare un loc plin de mistere. În fantastica Insula Paștelui, Francis Maziere relatează extraordinara dezgropare a unui cap sculptat care nu seamănă cu niciunul din insulă. Contrar tuturor capetelor de statui descoperite în acel loc, acest cap are barbă și ochii cu fațete, așa cum poate vedea la statuile japoneze Dogu. Și un alt fapt, numai puțin remarcabil, două bare ies literalmente din cap. Într-o altă parte a lumii, Jacques Bergier și Louis Powells relatează și ei despre imaginile preistorice ale unor ființe umanoide echipate cu accesorii, având o apartenență tehnică. În munții Hunan, din Republica Populară Chineză, au fost descoperite reliefuri sculptate în granit, reprezentând ființe îmbrăcate cu combinezoane de scufundători și de astronauți, ale căror capete se prelungesc în formă de trompă de elefant. Oare aceste trompe nu sunt niște aparate de respirat? Datarea ființelor cu trompă a fost stabilită la 45.000 înaintea erei noastre. La Cottenforst, o pădure situată la câțiva kilometri de Bonn, se află un stâlp metalic pe care oamenii îl numesc de secole omul de fier. Nimeni nu știe de când datează această denumire și nimeni nu a reușit să explice originea acestui stâlp. Trebuie menționat că se ridică la 1,3 metri deasupra solului, dar, conform estimărilor și măsurătorilor efectuate cu magnet, intră în pământ până la o adâncime de 28 de metri. Partea vizibilă prezintă o ușoară coroziune superficială, dar nici cea mai mică urmă de rugină. Acest stâlp este amintit prima dată într-un document din secolul al XIV-lea. Era considerat drept bornă de delimitare pentru un sat. În imediata apropiere a stâlpului există un sistem de galerii subterane și se observă vestigiile unui apeduct roman. Ciudat este faptul că apeductul nu este îndreptat în sensul obișnuit, Eiffel-Bonn sau Eiffel-Köln, ci este orientat exact spre stâlpul misterios. Specialiștii cred că stâlpul a servit doar într-o anumită epocă drept bornă, fără ca asta să fie destinația inițială. Pentru că nu se explică cum o bornă poate fi vârâtă 28 de metri în pământ. La Salzburg, de asemenea, a existat mai de mult o ciudățenie, despre care J. V. Butler spune: cine cunoaște secretul zarului Gurlt, cel mai ciudat lucru care a fost găsit vreodată într-un bloc de cărbune din terțiar, închis în acel bloc de milioane de ani? Acest zar aproape perfect a fost găsit în 1885. O dâră adâncă pleca din centru peste patru fațete. Celelalte două fațete erau ușor bombate. Zarul era făcut dintr-un aliaj de oțel pe bază de carbon și nichel și cântărea 785 de grame. Conținutul mic de sulf anula posibilitatea de a fi fost rodul unui fenomen natural. Savanții nu au căzut niciodată de acord asupra posibilei origini a acestui obiect. El a fost expus până în 1910 în muzeul din Salzburg, după care a dispărut în împrejurări destul de neclare. Dacă zarul respectiv data din terțiar, atunci întrebarea este: știau maimuțele să fabrice oțel? În 1972, arheologul englez Walter Brian Emery a găsit într-o galerie subterană de lângă Saqqara, Egipt, o bucată mare de calcar. A început să spargă cu prudență blocul și a găsit în interior o statuetă a zeului Soare Osiris. În momentul acela, lui Emery i s-a făcut rău și a căzut jos. Arheologul englez a murit două zile mai târziu într-o clinică din Cairo, cauza decesului infarct. Profesorul Emery era cea de-a 20-a victimă a blestemului faraonilor. Ce forțe misterioase au provocat atâtea morți inexplicabile? S-ar putea ca aceste vestigii din vechiul Egipt să poată elibera forme de energie neidentificate până azi, imediat ce te apropii de ele, imediat ce le atingi?
examinarea cu raze X a mumiilor din Cairo a dus la descoperirea unor obiecte ciudate. United Press International a publicat raportul unui grup de arheologi care s-au ocupat de această activitate sub conducerea lui James Harris. Razele X au scos la iveală prezența unui ochi sacru sub brațul stâng al lui Seti I, decedat în 1343 înainte de Hristos, Tutmes al II-lea, decedat în 1447 înainte de Hristos, poartă sub brațul drept un aparat despre care cercetătorii spun că ar fi o broșă de aur. Regina Notmet poartă pe piept patru statuete mici și o piatră ovală. Existența acestor accesorii nu a fost bănuită niciodată, întrucât mumiile sunt unse cu o pastă rășinoasă cu aspect negricios, care formează în jurul lor un strat gros. Însă încă nu s-a permis prelevarea acestor obiecte. În epoca în care faraonii își construiau piramidele pe malul Nilului, istoria încă nu începuse în Europa. Primele edificii europene sunt megaliții, cei mai celebri fiind megaliții de la Stonehenge, Anglia. Profesorul Alexander Thom, de la Oxford, specialist în edificii megalitice, a publicat un articol în care sublinia cunoștințele astronomice și geometrice extraordinare ale oamenilor din Neolitic. Aceste cunoștințe uitate după aceea vor fi reinventate 3000 de ani mai târziu. Concluziile lui Thom sunt confirmate de lucrările altor savanți, specializați în aceste epoci îndepărtate. Doctorul Rolf Miller a demonstrat că oamenii din Neolitic construiau în general în funcție de observarea aștrilor. Dar ce ni se spune nouă în general despre oamenii din Neolitic? Păi ei au început să șlefuiască piatra, să-i dea o formă mai rafinată, să o găurească pentru a face topoare. Ei au fabricat primele cuțite din piatră și din obsidian. Au început să domesticească animalele și să practice agricultura. Ei au riscat să părăsească grotele și să-și construiască primele locuințe fragile. Atunci, cum să explicăm simultaneitatea contradictorie a unor tehnici atât de primitive și a unei științe astronomice și matematice atât de evoluate? Probabil că strămoșii noștri au avut niște profesori excelenți. Și de unde veniseră acești profesori? Și dacă erau autohtoni, de unde dețineau astfel de cunoștințe? Dacă ne gândim numai la banană, și nu este nicio glumă, banana spune mai multe probleme decât ne-am închipui. Știm că acest fruct este răspândit de milenii în toate regiunile tropicale și subtropicale ale globului. Legenda indiană vorbește despre minunatul Kandali, tufișul de banană, pe care numiții Manu, adică spiritele superioare protectoare ale omenirii, l-au adus pe pământ și l-au implantat cu ocazia uneia dintre vizitele lor. Numai că banana nu se prezintă nici sub forma unui tufiș, nici sub cea de copac. Banana este o plantă anuală care se reproduce numai prin lăstari, nu prin însămânțare, pentru că banana nu are semințe. Dar atunci nu este extraordinar că o găsim în cele mai mici insule din Pacificul de Sud? Cum s-a născut această plantă atât de utilă nutriției oamenilor? Cum s-a răspândit de jur împrejurul pământului, de vreme ce nu are semințe? Oare să fi fost adusă pe pământ de acei Manu, despre care ne amintește legenda indiană, pentru ca strămoșii noștri să beneficieze de ea peste tot acolo unde clima permitea acest lucru? Indienii Uro, care trăiesc în așezările lacustre de pe lacul Titicaca, Bolivia, pretind că poporul lor este mai vechi decât incașii și că exista deja înainte de Titotu, tatăl cerurilor, care l-a creat pe omul alb. Indienii Uro susțin sușitare că ei nu sunt oameni. Spun că au sângele negru și că trăiau deja în vremurile în care pământul era cufundat în întuneric. Nu suntem ca ceilalți oameni, pentru că venim de pe o altă planetă, susțin indienii Uro. Rarii supraviețuitori ai poporului Uro evită orice contact cu lumea exterioară. Ei invocă cu încăpățânare și mândrie diferența lor,
pe care o revendică și o apără ca moștenirea pe care au adus-o cu ei atunci când s-au instalat pe pământ. În templul cu frește de la Tulum, Mexic, arheologii specialiști în civilizația Maya, Redfield, Landa, Cogoludo și Rois, au descoperit ceea ce au numit zeii albina. În literatura referitoare la maiași, noțiunea de societate de albine, de stup, este total inexistentă și totuși, aici și colo, se afirmă că numiții Ahmuzencab erau marile albine care le conduceau pe celelalte. Reliefurii reprezentând personaje denumite zei albină nu prezintă nici cea mai mică asemănare cu insecta care poartă acest nume. Se poate vedea o ființă culcată pe burtă, cu coatele depărtate, cu brațele sprijinite pe sol, părând că ține cu mâinile o cârmă sau levierele unor comenzi. Picioarele încălțate par să acționeze niște pedale. În jurul personajului se distinge un întreg ansamblu de elemente tehnice care nu și-ar găsi locul în niciun stup. UNESCO înștiința în 1972 despre descoperirile senzaționale făcute de arheologul american Manson Valentin și scufundătorul Dimitri Rebikov în imediată apropiere a țărmurilor insulelor Bimini și Andros, două insule din arhipelagul Bahamas. Cei doi au putut să exploreze acolo locuințe submarine, cu ziduri având o lungime cuprinsă între 70 și 250 de metri. Construcțiile, ale căror culmi ajung la vreo 6 metri de suprafața apei, se întind pe vreo 100 de kilometri pătrați. Pietrele zidurilor cântăresc fiecare în medie 25 de tone. Specialiștii de la Universitatea din Miami au evaluat vârsta acestor orașe între 7 și 10 mii de ani. Asta înseamnă că aceste orașe au văzut lumina zilei cu mult înainte de a fi construite piramidele de la Gizeh, cu mult înainte de epopea sumeriană a lui Gilgamesh. Cu ocazia lucrărilor de exploatare a aluviunilor aurifere, efectuate cu ajutorul unor pompe de mare presiune și a dragoarelor, în nordul localității Fairbanks din Alaska și în valea râului Yukon, s-au extras din sol mamuți cu părul lung perfect congelați. Stomacul animalelor conținea frunzele și iarba pe care acestea le mâncaseră exact înaintea morții. Puii erau culcați alături de părinți, claie peste grămadă. Părerea arheologului Frank C. Hyben, de la Universitatea din New Mexico, arată că este absolut imposibil ca un număr atât de mare de animale să moară împreună de moarte naturală. Cercetătorii au descoperit că toate animalele au murit de la un minut la altul, înțepenite pe loc și congelate simultan. Niciunul dintre animale nu prezenta nici cea mai mică urmă de început de descompunere. Lângă Fairbanks au fost găsite 1766 de maxilare dintr-o singură rasă de bizon preistoric. Cine a putut să organizeze o astfel de vânătoare, care a fost cauza schimbării bruște de climat, care a congelat, ca să spunem așa, pe loc, o turmă de mamuți care pășteau în liniște? În apropiere de Bombay, există 83 de grote stâncoase, numite temple în ghidurile turistice, care sunt săpate în stâncă. Este vorba în special de granit, cu ajutorul unor materiale explozive, etajându-se unele peste altele, fiecare având o înălțime de 15 metri. Acestea nu puteau să fi servit numai la ceremonii religioase. Nu este neapărat nevoie să te vâri sub pământ ca să te rogi zeilor, nici să ridici altare în grote adânci. Aceste construcții seamănă mai mult cu niște adăposturi fortificate decât cu niște temple. Pe pereții acestor grote sunt reprezentate scene din viața lui Shiva. Shiva înseamnă în sanscrită credinciosul, simbol al distrugerii precum și al mântuirii. Shiva formează împreună cu Brahma, forța care creează lumile, și cu Vishnu, reprezentat în Vede ca cel care trece pe oriunde, trinitatea hindușilor, Trimurti. Tavanele înalte sunt susținute de coloane de granit și acoperite cu reliefuri splendide. Vârsta acestor construcții săpate în stâncă este foarte controversată.
Diferiți specialiști cred că au fost realizate cam cu o jumătate de mileniu înaintea erei noastre de vechii reprezentanți ai jainismului, o religie mai veche decât budismul și care se mai practică și astăzi. Ce i-a putut împinge pe jaini să realizeze niște lucrări atât de titanice? Ca de obicei, la toate aceste întrebări nu pot răspunde decât miturile și legendele. Și, în acest caz, legenda ne spune că niște fii de zei învinși de așa numiții Kuru, poporul cel mai vechi din vestul Indiei, s-au retras în aceste fortificații după înfrângere. Jain înseamnă învingător în sanscrită. Oare învinșii dintr-o bătălie au câștigat până la urmă războiul pentru că și-au construit fortărețe sigure? Suntem înclinați să credem că mitologia indiană insistă asupra faptului că grotele au fost săpate în stâncă pentru a-i adăposti pe cei în viață de puterile cerești care îi amenințau. În cartea Când zeii erau încă numeroși, doctorul Bernard Jacobi face inventarul acestor fortificații preistorice indiene. El semnalează în special un grup de 150 de grote aflate lângă Junar, pe platoul Deccan, un alt grup de 27 de grote la Adjanta și un altul de 33 de grote la Elora. Faptul este de netăgăduit. În fiecare an se descoperă aici și colo pe glob noi și deseori gigantice complexe de locuințe subterane. Se cuvine să subliniem că aceste construcții nu sunt deloc identice cu rețelele subterane din Ecuador și din Peru. Este vorba de cetăți construite de nenumărate mâini și fără mijloace tehnice perfecționate, precum mașina de forat la temperatură înaltă. În multe locuri se află astfel de adăposturi antiaeriene, construite de oamenii preocupați să se apere de mânia zeilor. Dacă niște oameni, anume strămoșii noștri îndepărtați, au construit adăposturile subterane, cu siguranță că nu au făcut-o din plăcere, pentru că acest soi de lucrări probabil că au necesitat multe osteneli și multe griji, fără mai pune la socoteală timpul de care ar fi avut nevoie pentru a duce la bun sfârșit niște sarcini de o asemenea amploare. Aceste fortărețe nu au fost săpate în stâncă și în pământ, nici pentru a apăra pe oameni de animalele sălbatice, nici dintr-un ideal religios. După cum este neverosimil ca aceste lucrări să fi fost concepute și realizate pentru a servi drept refugiu în caz de agresiune străină. Era suficient ca invadatorii să blocheze intrările subterane pentru a-i infometa pe refugiați și a-i constrânge să se predea. Atunci, singurul motiv care a putut să împingă pe strămoșii noștri să construiască astfel de fortărețe subterane este teama de a nu fi ținta unor agresiuni aeriene. Dar cine îi putea ataca pe oameni din aer? Zeii? Natura? Aceiași zei care îi mai vizitaseră în timpurile vechi? Voi ce credeți, prieteni? Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și vă aștept cu drag și data viitoare. Pe curând!